la capitolul cum se intră într-un show de televiziune când te strigă prezentatorul, vreau să pun intrarea următorilor mei invitați. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Gangul de Aur, Alex Velea, Lino și Rashid la Rei da Boli. Vezi? Așa se intră, flexat, flexat, relaxat, zero stres. Bună seara! Bună seara, bună seara! Gata, am capitol din manual. S-am adus ceva să fii cu noi în gang. Să fiu și eu flexat? Să fii, tu tot timpul ești flexat. Ok. Acum pot să flexez, cum s-ar spune. Pot să mă duc până la baie să mă flexez și mă întorc? Fiți atenți, așezați-vă pe canapea, ai grijă de băieți dacă au nevoie de ceva. Ok. Am grijă. Puteai să nu-ți iei ștrasuri cu paietele astea astăzi. Trebuia să fii tu mai hype, mai... În timp ce o să-i ducem dorul lui Mihai, o să vă povestim de materialul nostru care s-a lansat. Știi la pe tine sau nu? Mă duc să le iau, mă duc până la baie și mă flexez și mă întorc. Dar mi-a dat mesaj Jimmy Dab că e pe drum spre emisiune și zic, băi, fii atent. M-a întrebat cine e înaintea lui și zic, păi, sunt băieții, e Velea, Lino, Rashid. Zice, aoleu, mă întorc acasă să mă schimb, că trebuie să mă... Bine, bine, am plăcut. Da, da, s-ar putea să întârzie. Deci vă las... Da. Mă schimb și vin, da? O să-ți ducem dorul să vii repede, pentru că noi avem de spus foarte puține lucruri. Pregătiți notele juriului! Lăsăm muzica să vorbească de la sine. Pe 10 februarie lansăm material nou. În seara asta am lansat o piesă nouă de pe materialul 10 din 10. Am zis că din 10 în 10 zile o să lansăm câte o piesă, fie însoțită de videoclip, fie însoțită de artwork. I love you. Ești fanul meu, am înțeles. Am lansat, am plecat de jos în această seară. Noi suntem Golden Gang. Lino Golden, Alex Velea, Rashid și Mario Fresh. Mario este plecat la un concurs. Dacă nu l-ați văzut, o să-l vedeți. Avem un album foarte, foarte tare, ce conține 10 track-uri. Avem colaborări inedite cu artiști foarte, foarte fresh, în care credem foarte mult și ne plac. Și trepări și ne trepări. Exact. Multe surprize. La unele colaborări probabil vă așteptați. Suntem... Mario Fresh. Juriul să pregătească notele. Bine! Bine, bine, bălăs! Hai! Sună telefon! Alți bani, fac alți bani! Sună telefon! Alți bani, fac alți bani! Totul bine, totul bine! Așa, de tot! Bine, bine, bine! 10! Ești de 10! Băi, buzdugații l-am furat, e cu noi aici! L-ai deschis la frânticică! N-am vrut, n-am vrut! Pe bune? Hai, dăm și mie una. Până să termine emisiunea, nu, că nu îndrăznesc mai mult. Sărace, bun. Unde se, pe care deget? Pe care vrei, pe arătător. Sper să pot să mai scot, așa. Perfect. Ești din Romanești, de la mine. E bine, ce mai fac băieții? Ați zis, nu? Cu ce lansați, că e a treia piesă. De fiecare dată venim aici, ne închipuim, ne luăm bluzele astea, să le arătăm, și până la urmă transpirăm, știi? De fiecare dată este... Și uităm tot timpul de unde pot să le ia. Da, asta am uitat de unde am plecat, Rashid, asta e foarte important. Am plecat de jos. Am plecat de jos, exact. Asta ați lansat-o... Da, la 6, la ora 18, da. Și pe 10 februarie lansați... Lansăm album. Tot album. Și o să găsiți și la oracele acestea Golden Gang, bam, bam, bam. Avem un parteneriat acum. În colaborare cu T-Shirt Factory, o să vă scrie mai multe pe Instagram. Exact. Dați-ne follow în caz că n-ați făcut-o deja. Lino, știi ce au ei și nu ai tu? 30 de ani. Școala vieții. Da. Ce au ei amândoi și nu ai tu? Firea albă în barbă, ce? Hai să mai facem glume despre bătrâni. Tot despre bătrâni se bazează economia. Ce au prietenii mei și nu am eu? Căsnicii fericite. Am înțeles, băi, Lino, stai un apropo să te căsătorești, măi. Nu vreau să zic finule, dar... Păi data viitoare când vin... Nu data viitoare, că nu. Când o să... Îl cer oficial pe Alex de Naș, bănuiesc. Da, dar și când o să cer pe o fată, o să vin la tine. Păi stai că fata există deja. Există, dar nu funcționează. Da, mă, că stai nu ce seama, și a intrat în, știi, în foc, s-a uitat la un oraș și a intrat în foc, s-a îmburdecat singur. Deci ți-ai asumat că o să îți ceri femeia de nevastă aici la emisiune. Vezi că a prezentat și el emisiunea de-astea și știe cum... Cum e să ceri. Funcționează. Care e șmecheria de prezentator. A promis, omul. Lino se uita în pauză. Cred că ți-a trimis cineva un link, nu? Cu știrea de pe spynews.ro. Paparații l-au urmărit, Alex Velea spunând pe bună dreptate. Băi, ești om important, te urmăresc, n-ai ce să faci. Iată în mall. Nu? Da, cam acolo ne petrecem 80% din dățile când ieșim. Da. Băi, Lino are notorietate, dar pe care și-a câștigat-o făcând lucruri mișto. Exact, muzică, vlogurile astea care plac foarte mult tinere generații, adică nu a făcut o porcărie care a devenit virală și toți suntem fan Lino. Chiar e muzician, e artist, adică nu e... Pentru că, na, am stat lângă Alex Velea și uite ce a ieșit din mine. Bine, și tu, hai mai zici tu două. Și Rashid, în dreapta mea. Nu e un simplu noroc, e o muncă de câțiva ani, adică nu s-a întâmplat așa, just like that. Dar nu ți-e foarte greu când mergi în mall? Adică știu care este... care e nebunia cu copiii atunci când te văd. Sincer, mie îmi place. Eu mă bucur cu ei, da. Bine, nu... Știi ce e cel mai greu cu să duce la mall? Să nu mănânce ceva de la Mac sau de la KFC. Că sunt toți acolo, toți fanii. Opa, ce avem noi aici? Viitoarea fină, Alex Velea. Opa. Cerere în căsătorie, part 1. Ai, ce frumos sunteți. Ce frumos sunteți. La Forța Zoo aici, când am fost. Am făcut mare. Asta e pe la festival ceva, nu? Nu, aici era fix în ziua în care ne-am... Aha, când a explodat internetul, ai rupt netul cu... Da, când ai pus poza asta. Asta a fost ziua în care am... Știi? Și l-am întrerupt eu... în care am... Nu. Ai vorbit mai mult din serie. Pe vremea noastră, ăstora cu fire albe pe la tâmplă, pe vremea noastră, ziua în care... Nu coincidea cu ziua în care... Coincidea cu ziua în care... Ziua în care, da? Adică... Mamă, cât a... Coincidea cu ziua în care coincidea... După o lună, abia accepta să ne plimbăm de mână. După armau bluzurile cu mâna în buzunarul de spate, caseta aia cu... Zi tu cu Antonia, cum a fost? Exact așa. E școala veche, adică nu... Da. Și eu sunt un romantic. Dansează-mă un bluz, da. Să știi că și eu sunt un romantic, adică tot din cauza lui, datorită. Păi, cred că nici n-ar sta fata asta atât de frumoasă și foarte talentată. Și Lino e frumos. Fac și eu ce pot, încerc. Mă chinui. Păi asta zic, că aveți o... Aveți o chimie. Dar gândul serios aveți? Următoarea întrebare? Nu, dar ba da, de ce? Ce gânduri ai cu fata mea? Da, îți dai seama. Suntem destul de serioși deja. Adică ne petrecem 90% din timp oricum împreună, ne facem planuri de viitor, e normal, e frumos. V-ați mutat împreună? Acum o trupă, își fac un duo de trap. Nu v-ați mutat împreună? Nu, dar oricum, nu e oficial că ne-am mutat împreună, dar stăm tot timpul împreună, adică... Doarme la mine mereu. Vreau să vă spun ceva de viața lui Lino, mai face parte un personaj, el se numește Lungu, este acolo undeva. Lino nu vrea încă să-l scoată la rampă. Băi, este foarte tare Lungu, deci ar trebui să faci vloguri cu el săptămânal. Deci nu există persoană cu hype-ul lui Lungu, sau mai altfel spus, cu atâta vivacitate. Era să nu mai pot să dau sala din cauza lui Lungu. Deci, să dau sala și mă filma când intram. La sală, unde mergem? Dar el ce face? Lungu la sală, stă în cap. Jumate de antrenament. Vorbesc serios. Băi, poți să faci asta, te rog, pentru fanii tăi, te rog frumos. Să vă spun, deci Lungu este prietenul nostru, ceva mai în vârstă decât noi, adică este prietenul nostru. E mai în vârstă? Nu pare. Exact, poate să nu iasă. Stai un pic, Lungu, stai, că vrem să-ți facem intrare. Vino în primul rând să te prezentăm. El este... Pune șapca pe cap. El este tour managerul lui Lino Golden. Da, hai de Lungu. Care îndeplinește, are mai multe calități, inclusiv aceea de bodyguard inofensiv. Da, la televiziune se intră când ești chemat pe pace. Nu te-a chemat nimeni. Bă, ți-a spus că nu, Lino, te face celebru, nu fi nebun. Deci uitați-vă cât de cool este. De asta nu le-a Lino mereu la televizor, pentru că l-ar pune, știi ce zic, e prea cool. Vreau asta de pe tine, vreau șapca asta, vreau ochelarii tăi, vreau cureaua asta, cum stă ea cureaua așa. Sunt original. Și fiți atenți cum Lungu stă în cap. Te rog, dar nu doar asta. E fibră, e slab cu mușchi, nu știu cum să zic. 3, 2, vezi că nu stă normal. Face un triunghi echilateral. Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Trebuie să scoateți dronele. Poate să facă asta, oameni buni, 24 de ore din 24. Și stai așa până îi zici tu stop. Fac alți bani. Aia, Lungule, bravo, gata că ne-ai arătat. Deci iertați-mă, dar Lungu e mai cool decât voi toți. Ai uzeci. Oricum, așa ca și... Uite ce sticker are pe telefon. Are trucul mai funcțional decât mulți tineri. Tare, mulțumesc mult de tot. Mulțumim. El a fost Lungu și o să-l mai cunoașteți. O să-l vedeți la clipul cum dansează, are niște... Salut, mulțumim mult de tot. Bine, Lungu! Stai, asta a fost doar o pauză recreativă, pentru că urmează și materialul Paparații numărul 2. Cum era cântecul tău cu Paparații? A doua zi avem poze în... Nu mai știu, de marfă tare, uite, mamă. Marfă tare, da. A, asta e cum am dus la mama. Dar nu mai știu de unde veneam. Pentru că în timp ce Lino... Studio, ceva... Router pe cașta. Ia uite! Bam, tot timpul s-a... Ce faceți? Iască moța? No. Cred că mă duceam la mama și își dorea să fiu atent. Să fiu aranjat, să fiu frumos. De unde mergeai? Bă, noi, hai să zic, noi suntem foarte pedanți și între noi, prietenii, nu trebuie, nu ne periem, n-avem de-astea cu scama și cu de-astea de șefi. Chiar ne aranjăm, suntem niște tipi pedanți. Asemenea domnului Dichiseanu. Înțelegi? Adică Dichisiți ca Dichiseanu. Să zic, dacă nu mi se pare că gluga stă prea pe spate, o să vii să-ți aranjezi aici mâneca. Noi facem de-astea între noi. Suntem obsedați de-astea cu imaginea. Da, toți. Aveți niște băieți foarte de treabă în jurul vostru, adică ați făcut chiar uite, o gașcă... De exemplu, fără caștea, viața mea ar fi un pic mai grea. Mă scap în multe situații. A fost ziua lui ieri. A fost ziua lui, la mulți ani caștea. Pe Instagram Antonia. A, și poate să stea în cap și caștea. Tu ce știi să faci? Să înghiți flăcări? Să... Că toți aveți talente. Nu-l întreba, te rog, că ne arestați dacă spune ce știi. Altceva. Altceva. Dar nu se poate arăta la televizor. El este și un songwriter foarte talentat. Da, poate să facă multe. Bun. Și e enar, și ce vrei tu. Formula 1. Da. Anul ăsta... Sus ca Jordan. Cum? Anul ăsta sus ca Jordan. Ca în 2018 și ca în 2017. Întrebarea mea e dacă proiectul ăsta, Golden Gang, e doar pentru albumul ăsta sau... Să zic, noi nu vrem să facem parte de vreo formație, niciunul... Bine, Rashid a făcut parte din CIA și... Știi exact cum e noțiunea asta de trupă, de band. N-a fost o formație, a fost o cultură. Corect. Dar eu sincer... O civilizație. Da, dar nu cred că el își dorea acum să-și facă sau să intre într-un gang. Alex Velea vrea să-și facă trupă sau Lino vrea să-și facă trupă. Nu, fiecare își dorește o carieră solo, însă avem atât de multe piese împreună. Lumea ne-a văzut de atâtea ori împreună încât era păcat să nu strângem aceste piese într-un material. Suntem la concerte împreună și de asta vrem să avem piese, să le cântăm oamenilor. Plus că ne-am dorit să dăm exemplu de așa, și cu stilul ăsta muzical, pe care l-am făcut, ți-am zis, am făcut și colaborările astea ca să atingem și segmentul ăsta de underground. Noi, partea asta comercială, cred că deja avem undeva în suflete înrădăcinată, adică vrem să facem muzică comercială, sună vocea noastră comercială, a mea și a lui Mario. Noi suntem artiști pop, eu cânt ghetto pop și Mario cântă un pop reggaeton, trapeton. Cântă reggaeton pe beat-uri de trap. M-ai băgat în literatura de specialitate și m-ai pierdut ușor. Nu, spuneam că albumul ăsta este un album urban, dar fiecare își face... Fiecare cu stilul lui. Da, aici e un alt ego al fiecăruia. Eclectic se spune. Exact. Cum am învățat noi la școală, că vremea când încă se făcea școala în România. Eclectic. Nu e așa, Rashid? Cu siguranță. Noi suntem, avem 1000 de ani, da. Eu voiam să zic că, practic, proiectele solo sunt total diferite de ce facem pe Golden Gang. Golden Gang e un alter ego, practic. Exact. Am făcut asta pentru puști. E un fel de spațiu de joacă, locul vostru de joacă. Aici ne distrăm cum vrem noi, facem.